capabil, sunt destul de capabil și înțeleg ceea ce vrei. Ce să înțeleg? Am înțeles ia, tot, ok. Înțeles? Ia. Dacă eu pentru tine am fost acest om și mi-am pus toată lumea în cap din cauza ta și tu vii aici să-mi spui acest om, da, tu fii rușine. Da, da. Să știți că nu mai vreau nicio fată din casă pentru că mi-am găsit pe altcineva afară. Da, păi chiar are pe altcineva, da. Logic, se știa. Am fost cu ea și cât timp am fost cu tine, să știți. Ai un caracter ești foarte frumos. Te iubesc, așa acum de câteva zile, nu? La tine au fost și dovezi că cât timp ai stat cu mine, ai stat și cu da, altul. Da, da, am stat și okay. cu altul. Da, așa. Bravo mie! Nici eu nu te-am iubit niciodată, nici n-am avut sentiment de față de tine. În timp ce stăteam cu tine, aveam o altă relație acasă. Gabi, îmi pare rău. Trebuia să... Trebuia să fim mai... Ce-s cu glumele astea? Te întreb. Trebuia să pleci din emisiune. Ți-am zis fără față. De ce? Cine a spus fără față? Pe eu nu ești pe barbă. Păi pe ce vrei? Vrei să te pătești pe tricou? Vrei să dau un cap? Pe ce logică are și ăla, nu pe față, nu trebuie să te dai. Deci te ești femeie și ai machiaj. Te-am zis fără păi nu, dar nu suport să mai dai a, că pe față. Suport, a, păi cu Ligi te-ai jucat. Nu, că Ligi cu Ligi te-ai jucat, dar de la mine nu suporți, ok. Pe ce m-am jucat, mă? Am înțeles. Dacă te mai jucat, mă, Gabi. Ok, am înțeles, nu e problemă, înțeleg tot, nu e problemă. Ți-am zis fără glume, ți-am zis fără glume. Din aceeași plătită, am urcat amândoi deodată. Ia să nu mai dea cu de-astea. A, acum am zis. Nu la Felicia, că dacă te dai tu sau Ramona, nu ce nimic. Poate eu vreau să te îndulcească, Gabi. Da, mă, da, dacă îi zic fără față, că nu mai suport să mai dea nimeni cu de-astea pe față. Ce... am făcut tratament, mă. Și chiar mi-a luat la toate petele de pe față. Deci vă rog frumos, bărbați, nu e o rușine să faci un tratament facial. E foarte bine pentru ten, pentru păi... port. Mi fata când te pupă, e mole, nu-i aspru, nu-i ca și în palmă. Mă ia că am făcut glume și că, dar nu mai am dat pe față cu nimic. Ai și plătit ceva, la tratament? Da, atunci. Și acum, ăsta, tratamentul e ca antibioticul, bei odată... fără și mai faci și următoare, păi da? Mai faci o tură, șamu, îl dai cu ciocolată, pe aia are zahăr, aia are ulei de palmier, nu mai vreau să zic. Nu mai vreau să zic câte și mai câte. Te-ai împăcat cu Livian, ești ok? Da, bine, suntem ok de vreo 2-3 săptămâni. Nu mai suntem ca înainte, dar mergem spre bine. Bernuțo, ai pedeapsă și tu și Andreea Pirui și Ben. Ea n-are fată. Fete, aveți pedeapsă. N-are, că ea s-a dus dincolo. A, că o să... Eu, pe mine m-a trimis să... Da, e, cu asta mai mult. Asta mai mult? Da, da, păi de când, de când s-a sunat? De când am plecat eu de acolo. Pedeapsă. Să pupe la pe gură. Vreau. Glumesc, mă. Să pupe Filip pe gură pe Ela. Tu, Bianca. Să pup eu pe Ela pe gură, vreau, nu. Am zis, Diana, crezi că dacă i-ar fi dat Ela, nu s-ar fi enervat, o scădă. Gabi! Că nu m-ai enervat dacă îmi dai Ela? Te pup, bă, ce... A, și ai zis, să mai faci glume de astea cu mine de acum încolo. Atâta zic. Că îți dau direct pe față, îți dau. Ioi, Gabi. Păi da, că mă disperă. Cu tine. Păi dacă face niște comparații... Haideți, v-am pupat, să fiți sănătoși. Mulțumim, Ligi, ești o scumpă, e puțin spus. Vedeți, mă, o femeie adevărată, vine, își dă jos sacoul, face, își ia sacoul și-o plecat. Păi, dar vă rog frumos. Livian! Mă aud aici, mă aud aici. Ce ai zis? Că dacă făceam glume cu el, nu mă supăram. Asta am zis, eu vezi că Livian nu spune porcării, Doamne, ferească Dumnezeu. Și Diana o zis. Nu, am zis, nu, am zis că cu Ligi s-a jucat și l-a zis cu... de el. Eu nici n-am pomenit de el, Doamne, ferește. Păi da, dar nu mai vreau să mă îndea cu nimic pe față. Bine, am înțeles. Că mi-apar coșul. Am înțeles, nu, să-mi cer scuze pentru gluma care am făcut. Păi da, dai o dată, dar amintiți-l pe toată fața. Bine, îmi cer scuze, ok. Îmi zici ceva prin mesaje că faci nu știu ce, că nu mai... Și pe aceea își face aceleași chestii. Gabi, ți-am dat cu pe față. Jur pe... Fără brand. Nu mai glumesc cu tine, gata. Te rog, eu lasă. Te rog, eu lasă-mă în pace. Să nu mai glumești. Poate te testează, Diana. Hai, mă, lasă-mă cu ăsta. Sta din nervi ciugulat și ciclatita. Eu nu cream nervi. Ela! A, cu ciocolată pe față. Da. De erai tu loc la Diana, nu vedeam bine situația să-l facă pe Gabi. No, de era Ela, se jucau în continuare. Hai, dădeam direct cu tot în toată armă. Da, se umplau tot cu ciocolată, peste tot, pe corp, pe față, da. Pe nu. Vedeți că mă aud aici, mă aud aici. Nu, aici, e vorba de altceva. Băieți, mă auziți? Berna, crezi tu că se juca în continuare? Da, Livian, se jucau și erau plini de ciocolată și în păr, deja-i vedeam.
peste tot ciocolată, ăla cu Gabi. Livian! Bă! Pentru tine pedeapsă. Da? Da, mă, au zis că nu am ela. Ba da, ba da. Livian, pentru tine pedeapsă. Acum au zis că nu am ela. Ba da! Ba da, au zis că are. Renat în camera roșie cu Bianca. Este, mă! Așa. Este, mă. Iar pentru Gabi... Hai, Livian, ajută-mă, dureroasă, Bianca, să nu mă pedepsești pe mie cu camera roșie și momente intime. Ia Gabi, camera, iar Gabi, camera adică roșie cu Ela. Nu. Nu. Ești bine, frate? Ești bine, frate? Fratele meu? Ești bine, frate? Ce? Ești bine? Tu bine, eu? Păi dacă un colo, ce penetru. Hai, Gabi. Ela, pune-i să-ți facă masaj. Da, nu vreau masaj. Am trepidat. La spate, pus la gât, hai. Hai, fă masaj. Am înțeles de ce a fost așa nervos, știi? Nu știu, asta este, în fine. Îmi pare rău că am făcut gluma. Dacă știam că reacționează așa, chiar nu făceam. În fine, asta e. Așa îmi trebuie, pentru că ar trebui să înțeleg eu. Da, nu știu să iei așa, Diana, că tu ești, ai fi de vină. Nu, 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 că eu sunt de vină, doamne. Asta e pedeapsa, da? Tomasese pe ela. Ok. Renat! Nu, știi de unde? Marius, mi-a dat în mine de aici... A dat în tine? A, nu s-a spart. M-a lovit, nu s-a spart. Încă o pus... Ăsta e avantajul când ai pieptul moale, că dacă încordai, buf, se spărgea și... Ce? E ricoșat la ea înapoi în față. Nu, eu direct așa... La 50 cent, l-am pușcat unul în piept. Nu, direct m-a lovit. O făcut așa. S-a încordat și de-aia. Înțeles? Întâi eu spus ce ai... A, tu l-ai luat... Da, ai preluat șocul. Renat, m-a atins, da, așa am făcut. Renat, vezi că ai cameră roșie. Da. Nu știu cam te bag în seamă. Mamă, cât de importantă ești. Bă, bă! Bă, dar de ce sparge aia, mă? Am dat cu vaza. Ești ne... Sparge. Dar, Doamne, ferește, nu vreau la un munță. Dacă ne intrește un din ăla, să-ți ținte așa. Păi ești... Poate sări un de la mic în ochi. Nu, că am dat încetul, da. S-o spart că era deja... O mai dat cineva. Dar de ce le strigi toate? Ce-i cu tine? A, mă, dar ai de unde să plătească, la toată premii despre ce vorbim. Prostește, Iurea. Bă, are mă de unde să-l plătească, la toată premii despre ce vorbim. Nu, cu asta au mai fost dat. Da, nu știi că oamenii ăștia nu o să ceară bani, că niciodată nu ne cer bani, că e prea drăguț. Doar da, i-aș permis. În fine. I-aș permis. Da, păi nu trebuie să dai nici tare, cu farfurii au dat-o că pe aici o zboară. Dar putea să vă zboare cioburi în ochi, la faza aia trebuie să fiți foarte atenți. El a dat la așa înălțime. Așa au zburat cioburile. În toate lângă mare. Poate un cioburi din ăla mic. Hai că e ok, dacă ți intră. Da, azi mă, atâi trebuia să mă lovesc eu. După ce te mai ce o cicatrice de ferească Dumnezeu. Hai că un cioburi mic, dacă ți intră, nu ți-o distrus vederea. Crede foarte periculos. Trebuie să ne jucăm, da? Să fim un picuț maturi când ne jucăm, știi? Mă, Gabi, dar ce reacționezi așa la Diana? Nu, măi, mă, dacă nu vreau să mai... Ia să coșul, mă, pe față, o zis clar omul, ce vrei. Hai, mă, că dacă era ela sau alta și eu, oricare alta... Nu, nu mai suport. Îți iasă coșul, așa? Uite. Da, o să simți prost. Aia, se simte prost. O să-i spui altfel, serios, da. Serios, acum, afară. Ea crede că ai ceva cu ea, Gabi. N-am exact. Că, mai ales că ați vorbit, ați grămieți amici, prieteni și da, acum faci... Ea zic cu... Gura ei, că nu o să mai facă glume și o să mai... No, bine, Găbițu, dar nu trebuie să o iei așa, dacă ea... Nu poți să abține. Te gândești că vrea mai mult? Nu vrea, nu vrea fată, nu vrea. Că e clar. Îi întâlnești el. Păi eu știu ce vrea. Păi spune noi, care stăm cu ea. Hai că voi știți, vă gândiți la prostii că vrea mai mult ea. Nu vrea, că niciodată nu i-a arătat mai mult. N-are rost, Gabi, să o dai așa. Hai, Dana, că vorbeam de situația ta. No, eu nu, situația? Nu mai vrea. Cu ciocolată pe... Chiar nu mai vrea. Ce, nu? De pe una? Nu. Haideți, nu mai veni să fie pedeapsa. Cu tine. Faceți pedeapsa odată. Da, dar Diana nu dă cum ar veni. Da, unde stai? Acolo, unde stai? Ce, că Diana trebuie să fac randamentul. Stai și tu acolo. De ce trebuie să stai aici? Pedeapsa, nu știu ce ai făcut. Așa a făcut și ăsta, dat-o cu ciocolată. Hai, vă cum faci masaj. Nu pe față, ai zis oriunde, dar nu pe... Unde preferi, mă, să dai cu ciocolată? Pe tricou? Probabil să stai acolo. O să-mi făcut ceva tratament și... A, și tu ai făcut tratament. Că puteai să-mi pui oriunde. Cum să spună, mă, Gabi, ciocolată? Bine, dar e păi greșeala mea, am greșit. Eu am exagerat. Ce exagerai, mă, Diana, lăsați. Da, orice joacă. Ei, dacă venea Ramona sau Ligi și făcea așa... Da, asta am zis și eu, dacă îi dădea Ligi sau oricare altă fată. Nu mai vreau să mai fac ea glume. Bine. În condiții în care eu i-am pus ciocolată, i-am băgat-o în și am tras-o pe frunte, pe ochi. Hai să auzim pe băieți. Cui? În fata la TV săptămâna asta. Da, mă, așa, nu mai vreau să mai facă ea glume cu mine. E, asta era, pe asta e, păi eu,
bine. În episodul ăla cu Andreea și cu Ramona ți-am băgat ciocolată și în urechi și în ochi și... Da, da, poate că nu mai vreau să fac glume, poate că mintea e zice că, bă, că mă las să fac glume sau e o apropiere, ceva de genul. Asta era. Bă, Gabi, nu, că eu înțeleg destul de bine situația și nu trebuie să-mi explice. Nu, că zice bine Gabi, e corect. Așa nu mai vreau să mai dau. Mamă, că au declarat că nu mai vrea să aibă nimic. Nu știu, că săptămâna trecută... Nu-i copil mic. Nu, a zis, am menționat chiar la început, a zis, bă, nu mai vreau să fiu nici eu cu Gabi, nu mai vreau să am nimic, dar... Dacă în fine, da. Dar ieri ați vorbit, nu? Prin mesaj, ați că rămâneți prieteni. Da, am zis că rămânem prieteni și bun, eu am înțeles că să nu exagerez. Adică nu cred că ți-am zis ceva sau că am dat vreuna ta. Noi asta am vorbit noi doi prin mesaje. Acum în casă, când plec de acolo, mi-ai zis că ți-am zis să nu mai faci glume din astea. Și de tu ai zis că o să mai faci glume și o să mai mai tachinez. Da, ieri nu cred că am vorbit cu tine că era în plan să vii să-ți dau cu față și mi-ai zis să nu mai fac glume. Gabi, sunt destul de capabilă și înțeleg ceea ce vrei. Ce să înțelegi, mă? Ia, ce ai înțeles? Am înțeles că nu vrei să glumesc cu tine. Gabi, și care e faza că o fază zis... Asta am zis și eu. Dar ce ți-am zis? Nu, dar nu vreau să-i mai dau speranțe, că dacă mă joci... Dar nu-i dai speranțe, mă, vreau să se joace. Bine, mă, hai lăsat. Fiți prieteni. Nu continui gluma, dar dacă tu îi spui ceva, se simte prost. Crede-mă, în momentul ăsta se simte prost rău de tot. Simte prost. Păi dacă ți-a spus și eu... te înțeleg și îți dau dreptate, doar că trebuie să te faci că plouă. Ca să eviți orice chestie, te făceai că plouă, te duceai, te ștergeai, nu ziceai nimic, știi? Asta era... Băi, nașule, săptămâna trecută... Eu te înțeleg! Stai să zic, am luat-o în brațe, am făcut ce a vrut ea și... Gabi! Stai un pic și... Cumva, e poate că ea zice o apropiere și... sau ceva și nu... E decizia ta și eu te înțeleg... Din copii, dar toată casa a văzut că nu mai vrea nici ea, Gabi, doar vrea să fiți prieteni atât. S-a simțit prost rău. S-a simțit, asta i-am spus și eu. Să simți prost, îmi cer scuze, n-am vrut să o fac să simtă prost. În rest nu, că ea știe că nu o să mai fiți împreună, dar exact, n-am vrut să o fac să simtă prost, doamne ferește, îmi cer scuze dacă ea... Asta, ai văzut că ea, gen, nu o dă în diverse, cel puțin n-am văzut să dea în diverse cu tine, gen, să... Că s-a văzut, să vede, clar. Nu știu. Să dă un culo de vrăjeală, lasă-mă cu glumele tale, că aici când e un subiect important, tu ai chef de vrăjeală, ăsta, Livian. Aseară unde ai fost? Unde? Că Bianca n-a fost la hotel aseară. Bianca n-a fost? Da. Întreabă pe ea, că pe mine nu mai verifica să vezi unde am fost. Cum să nu fi la hotel? Ai fost cu Livian la hotel. De ce nu recunoști? Diana, dacă știi ceva, însă ar strica relația de prietenie dintre mine și Bianca și te rog după emisiune să ne vedem să-mi zici. Mă dați seama ce informații spune fata asta. Dar nu mă interesează, eu spun ce cred eu. Vrei să spun eu despre tine, Bianca, ce știu? Crede-mă că te fac praf. Vreau să se spună că tot sunt amenințat, că a făcut pirui. Vreau să se aducă dovezi aici. Dacă tu nu vrei nimic cu fata asta, de ce o folosești în afară? De 10 luni, crede-mă, că își dădea seama dacă era folosită. V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați! Subscribe, like și share, bineînțeles. Iar pentru alte videouri, suntem aici, pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.